în fața casei de cultură, alături de obiectul unde se realizează detergenți. Bună, imobilul este format, a fost de 3 ori scos la licitație, de două ori. Câștigătorii n-au mai achitat, n-au mai plata de la licitație. Dar cine zi, tot aceeași? Deci a fost o doamna David. A câștigat la licitație, nu a activat, nu a încheiat contractul și așa mai departe. Pe urmă a fost scos la licitație la cererea domnului Cortutar și Luchița. O câștigat domnul Luchița, contractul nu a încheiat, plata nu a fost depusă și așa mai departe. Și a apărut următoarea cerere. Comisia a propus de a scoate la licitație 15 m². Bună, imobilul informat, e registrat după primărie. Cine este pentru a scoate la licitație? Și prietul de la. 20 30 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
activez în domeniul amenajării teritoriului și a spațiilor verzi, publice și private. La momentul actual dorim să atragem investiții pentru a ne extinde domeniul de activitate, și anume construcția unei serii în care se va crește flori, arbori și copaci decorativi. În acest sens, noi ne-am propus să facem această construcție în teren aflat în marginea satului Bardă, lângă traseul Chișinău-Hâncești, ce se află în proprietatea primăriei satului. Pentru aceasta solicităm de a ne lua în arendă suprafața de 1.35 ha, partea dreaptă la treia sat. În urma acestei construcții vor fi angajați în câmpul muncii și locuitorii satului Bardă. Deci comisia s-a expus din considerente pentru că intenția de a construi, de a face construcții capitale, de noua scoate la, de a scoate la licitație, de a acorda în arendă. Din așa considerente. Refuzat. În iulie, la sau la, termen, la, la terminarea anului agricol, el e terenul și l-a dat în arendă la gospodăria agricolă Bardar, Sărălă Bardar Agro și mai discutăm. Fără construcții capitale, dar la arendă se poate da. Da. Înseamnă că amânăm examinarea, da. Ori refuzăm. Dar el este... Se poate citi ce scrie acolo. Să fac construcții capitale, să fac tepeță. Serie. Dar v-ați cu fundații, cu toate cele. La momentul, noi am spus încă la început, când am dat sectorul în cauză la gospodăria agricolă, că noi îl dăm pe un an agricol. Cu drept de prelungire, la momentul când apare și și trebuie să găsim motivația cu care motivația că noi desfacem contractul cu domnul Răzian. Motivația, pentru că mai sunt până mult, nu erau, solicitanți, amul găsând, dacă sunt solicitanți, să putem desfaci contractul. Desfacem contractul, scoatem iar licitați. Care deci, ideea și este, tipliți, dați la un apreciere deodată. Asta e rezerva primăriei. Acum tipliți v-ați face. Serile, deodată, omul trebuie să spui dacă îi dai da, dacă nu îi nu, nu trebuie lăsa cu nădejde asta. Că eu depinde să categoric, potrivă, că o să construiască serii. Deși, pentru că montarea asta lor și demontarea costă timp și cheltuiel, care el poate la anul să apară nevoie acolo pentru... Dar asta e pentru dezvoltarea social-culturală a localității. Nu e pentru asta. El se dă mai mult pentru prelucrarea pământului, în scopul agricol. Culturi de multe anuale, așa, și la momentul apărut, omul are mari pierde. Dacă e lucien, în gen, dacă grâu, grâu, dacă grâu. Dar sieră, sieră. Caruzi, vii cu arte de refuzat și gata. El, că dar cum, eu i-am lămurit un bun nicio problemă, vezi, dar zic la sieră, cred că n-ați și îi pun că uite și tu, din punct de vedere. Nu, el a insistat, nu are drept nicio problemă. Dacă se prelucreze pământul așa, pur și simplu, să crească, eu știu, grâu, orz, eu știu, lucernă,
Recăutăm la sfârșitul anului agricol, adică august, cum spune iulie, când strânge greu, noi putem să revenim la CR. Eu propus fie refuz dat deodată, când merge vorba la menționat, să fie construit serie. Dacă sub serie, refuz. Vă rog, bun, dacă puneți la vot, puneți propunerea. Foarte de asta. Nu examinăm, rămânem. Omul păi da, dar dacă nu în perspectivă de a-i da sub sier, adică care e tot să mă rămâne pentru... Nu trebuie să știi precis de mâine, că da, așa mă gândesc un caz. Da, și el la soții care s-au dat acolo, s-au dat tot cu strategic pe viitorul, pur și simplu, în mijloc, chiar s-au dat drept în mijloc. Acolo 2 hectare și 2 hectare și la mijloc s-au dat pentru oameni. Dar fără construcție? Tot cu strategic s-au dat, da? Deci erau 4 hectare și ceva. Nu, fost 7, de pe acolo 7 hectare. Da, da, da. La mijloc s-a dat parțial, s-a dat cu strategic. Deci care e... Deci s-a dat așa, deci la momentul când noi am fost nevoiți să am lărgit, s-a început cu teoria de a lărgi cimitirul. Vreo 15 persoane. Fiind nevoiți să... Noi am fost nevoiți să le propunem o ofertă. Oamenii au spus, noi cedem viile, cedem pământul pentru lărgire, dar dați-ne și teren nici mai bun și nici mai rău. Noi le-am propus în felul următor. Deci, Ling, cafenea, e pre-bun, în fund e pre-apă, mlaștină. Am negociat persoanele până una alta, am început de la îndată în dos la PECO, pentru că e o ofertă medie. Oamenii au fost de acord, am început. Într-un an le-am dat așa care cu cimitirul. Pe urmă, persoanele care au construit cărși în ogrezele persoanelor, noi tot prin decizia Consiliului, orice persoană care dețin teren are decizia Consiliului, că îi se acordă 6 ani, dacă o dat de o gradă de 15 ani, o dat 6 ani sau 4 sau 7 ani și casa a fost ridicată, deci i-am dat compensat în terenul acolo. Și așa au fost discuțiile la consiliile, începând cu anii de când am mutat noi primii oameni acolo. Deci cu o ofertă medie. Noi ne-am dus, am rugat oamenii să era nevoie de lărgit cimitirul, dar o parte și ea care l-a lărgit, el de-a moșa ajuns până în dreapta, aproape la, în fața la zis, Mitea Tucăraș cu Mitea Tuța. Deci atât de și considerente, deci să aveți informații. Mai sunt persoane care la gunoi și știți că care imediat apropiere tot de s-o dat în locul și ele. Deci am tot, n-am avut, adică... Nu poți să-i pui, du-te în fundătura și ea. Omul trebuie să negocieze și șlui de folos, până la urmă scopul e să nu... Măcar că noi am la 10 mitiru, am uie, dacă știți, cred că și am tot, dacă consilierii ieșe, deci noi am chemat, am negociat cu oamenii, am mutat gardul, le-am promis oamenilor că le atribuim teren, este o decizie, dar în practică să vii oamenii și să negociem așa, să vedem ce ofertă, ce risc au fost, să fi fost să le delimita terenul ăsta, primăria nu le-a delimitat. Mă repoziți să apară un conflict acolo și spui oameni buni, dar stați-o leacă, eu n-am fost de acord, asta a fost o decizie, că va trebui să niște teren. Și spun că nu știu situație de conflict. Am negociat, o parte din trânșii o tăcută, că el și-l părloagă și poate să nu aibă pretenții, dar la un moment dat cineva să-i întrunească într-o direcție nu chiar plăcut pentru noi, putem să avem... Dacă se oferă un teren normal... Dacă oferă, adică din înspre sat, da, dar nu înspre râpă sau... Dar poate să și oamenii spun să apară așa ofertă. Ei dă-i din partea și el în gresul 2, că acolo poate mi-a afectat, mă aranjat acolo. Perspectivă că eu poate să fac o... Eu știu, o grădinărie, o frumă de parte. Asta s-a zis chiar. Iată, deci, considerente... De 7 hectare o să rămână 2 strategici de balot. Nu e de ce spui, este domnul Rata care este zis tare la unii 2 ani de zile și... Nu, este și aur și ele, cu șase de ani. Examinat suplimentar, da? Eu am zis. Cine este pentru a refuza cererea, vă rog să votați. Doamne președinte, spuneți la vot prima propunere a comisiei și pe urmă care mi-a apară. Adică nu, dar vreau spărat. Deci, eu nu mă supăr. Proposta comisiei, când i-am mânat în doamnă, să fie anului agricol, adică care trebuie să strângi de reporte și... Repetăm votul, da? Nu, gata să votați. Dar cine, câți pentru a respinge? Hai vreau să votați, ca să nu... Domnul Cămățelea! Dar parcă ați spus că nu-ți votează pentru respingere. Și face?
scrie. A uitat votul. Nu, nu am întrebat, și încă nu știu. Abține. Unu sau doi? Doi. Rugarea lui Ilie, locuitoare a satului Bardă, rog să mi se oferă un loc de pământ pentru construcția casei de locuit. Și informație este. Domnul Ilie, dați mașe, vă rog. Eu vă spun care e cauza care le punem la vot. Fiecare până trebuie să scoatem o decizie în legătură cu faptul că ei se ducă alte părți, solicite. Ei având decizia că noi le respingem, ei se ducă ori soțul de altă localitate și așa mai departe. Avem patru cereri și noi trebuie să-i nominalizăm și să-i respingem prin motiv că nu sunt. Deci, deci nu se cere liste analizată. Dar cum sună decizia? Noi am auzit că este, dar cum sună? Oricum trebuie să vedem decizia dacă este. Dar dacă decizia nu își... Pentru a respinge, puneți la vot și votați și nu faci cu atâtea. Știți toate cererile, domnul Alexei? Domnul secretar, vă dați votăm să-i dați. Ca și? Spuneți bun. Primarul trebuie să atace în legătură. Nu primării. Ha? Nu primării. Aici? Da. Domnul Alexei, știți toate cererile? Da, nu fie nimic la viață. Eu își vădă. Și o să-i votăm pentru fiecare? Da. Deci trebuie să-i nominalizăm, nu chiar. Mai exact. Pentru a accepta cererea pentru acordarea unui lot de pământ pentru construcția casei, vă rog să votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Păi nu suntem împotrivă. Scrie așa la toate și gata. Petru Țapeș, domiciliat în Comuna Rucești, nu rog să examinați în cadrul unei ședințe proxime a Consiliului Local la aprobarea modificării destinației terenului agricol, arabil din extravilanul satului, ce mi aparține, cu suprafața de 0,376 ha, dintre care 0,05 ha, pentru construcția unui depozit frigorific pentru păstrarea producției agricole, gradul de fertilitate, bunitatea solului, conform materialului investigațiilor pedologice, constituie 58 puncte. Rămân cu speranța soluționării pozitivă a problemei. Comisia a propus de a feri de schimbarea destinației cu 5 ani sub construcție agricolă. Nu, dar el a spus construcție agricolă. Se aprobă sub construcție agricolă, da? Și să cer decizia poate să construcție agricolă, se trebuie pe formă de agricolă. Dacă este bunitatea mai mare de 42 de puncte. Să faci automat, nu trebuie decizia aia nimic. Cum e bunitatea mai mare? Mai mare de 40 puncte, trebuie acord. Mai jos, dacă e mai mare de 40, trebuie acordul de primăriei, primul consiliu regional și agenția națională. Pentru. Noi aprobăm, dar inițierea procedurii de schimbare. Permisiune, permisiune. Pentru schimbare de destinație, Universitate.
Universitatea de stat. Deci fac o informație și este un proiect de ce? Deci Universitatea de stat deține în mod de folosință 2 hectare 74 de hectare care folosește centrul de cultivare a plantelor medicinale a Facultății de Farmaceutică. Deci, la moment s-au construit pe un drum înspre un centru business centru care face Consiliul Regional de vreo 4 milioane de euro. Lărgind drumul și ala, s-au micșorat terenul centrului de cultivare a plantei medicinale cu 6 ani. Și trebuie de stabilit că suprafața care astăzi este după centrul de cultivare e 2 hectare și 68. Se micșorează. Se micșorează cu 6 are, cu 8, câte de 20 de ani. Vreau modificare, da. Documentară sau... Da, da. Eu măsurat înapoi terenul, făcut acte de constatare, studiile de proiectări organizate de statul, m-au măsurat s-o cu drumul, lărgindu-se drumul, deci s-o micșorat suprafață cu 6 are. S-o stabilit că suprafața este 2 hectare, 74... Noi aprobăm modificare, votare, da. Conform completizării. Da, da. La vot. Cine este pentru modificarea hotarului conform cererii Universității de Medicină? Conform completizării datorii de orice hotar. Cine este împotrivă? S-a abținut? Rațe Valeriu, în legătură cu faptul că la moment nu se preocupează pământul din ziua primăriei, rog să mi se dea la nerea de terenul cu suprafață de la... până la cât este posibil, de la 0 casă, pe un termen de 3 ani. De 0 se seafă în Valea Botnii. Pământul îl solicit pentru apasarea, pentru plantarea plantelor multe anuale. Și? De forma bună. De format bunoimobil de a scoate la licitație. Nu am hotărât o dată. Atunci a fost posibil la solicitarea domnului Spânu 2 hectare. Atunci așa a fost. Dumneavoastră spune cât mai mult, poate mai mult, eu nu cât. Deci noi am făcut un bunoimobil pentru stația de purificare. Da, cum se cheamă blocul de 12 ani. O să mai lăsăm rezervă încă pentru 12 ani. Mai lăsăm rezervă și până lucrători, până oamenii care lucrează cu individual, care au pe articolul, spunem așa, articolul 82, o să fie 2 hectare și 38, o să fie 2 hectare și 69, cât o să fie din considerentul. Doamna, concretizat până fac eu zice. Asta cum mă sfaci, așa spui. Păi... Nu știm cum nu pot să... Bună mobil o să aveți suprafață. Da. E jur de 2 hectare, da? Nu, dar de ce este? Cine este pentru a forma bunoimobil, vă rog să votați. Cine este împotrivă, s-a abținut. Noi, deținătorii terenului, au venit de regiunea Stadion. Asta s-a hotărât dumneavoastră, vor niște proxii de jos și comisia... Mai târziu, s-o spune. La toamnă. Rog să mi se acordați un lot de pământ pentru construcția casei de locuințe de David Elena. Am hotărât. Aceeași decizie, da. Rog permisiune primării de a procura 10 ani de pământ arabel, Vecțiv Andrei, ce se află în sectorul Cortuna, a satului Bardă, pentru a plata pod și de a face o prisacă. Rog Comisia de Amenajare Teritoriului de examina lotul de pământ menționat mai sus. Comisia a avis pozitiv, de a forma bunui modul de a scoate licitație. E un teren în Cortuna, lângă grădina, deci lângă terenul care îl deține socrului în sesiune. În proprietate. De a forma bunui mobil, de a scoate la licitație. 10 ani. Moment e imaj. Cine este pentru a forma bunui mobil, conform cererii, vă rog să votați. Cine este împotrivă? S-a abținut? Atât? Copacii de sau câini din fundul Cotunei, de fruși și copacii de sau câini. Maturana va... Oricam vorbim de exasție, scoși așa, măcare. Însemnată la poșa. Așa. Lucrătorii de rugăm să-i împlinit pe ele când fac o pagină preajma din Cotună. S-a refuzat asta. Rog să-mi acordați 6 ani de teren de rezervă a primăriei în contul terenului meu, deoarece este afectat de Runcu. Nu este mai primul. Gunoi este pe la urmă. Gunoi este, dar dai Runcu, nu-i Runcu. Râmnic, râmnic,
Și o să ieșim adăugător cu studiu. De examinat suplimentar. Dar poate să ieși acolo. Păi eu am scris. Eu am scris. Ieșit. Am scris. Interim. Și cu asta mi se pare, dacă nu a scăpat nimic, mi pare că... Bine, mai am eu, asta spune domnul. Scrieți el cu situație pentru ambasadă în biroane la fiecare jucătoare în parte. Dar ce trebuie? Eu fost la comisie și ai tecul. Dar pus-o cu polul fiecare, nu avem o decizie, de poate. Da. Nu, ce am fost ca în grup, da? Să mi-am spus un grafic, de picioare, coordonare, contribuția, nu am votat. Asta la salut pe sală. Mai am eu, în contextul la cine și-a fost spus până mă. Noi avem format un bun imobil în PIN, de 60 de ani, ați vă aduceți aminte. El a fost scos la stat două ori de show-ul ăsta. Care sancțiunile noastre mai departe? Mai departe, nu o să-l ajută. Ce vreți, poate? Dar cât l-am scos, nu știu să-i nimic. 5.000 de lei, Matin, sau cât? 5.000. Mai scoatem o dată. Dați mai faci mai jos. Mai scoatem o dată. Dacă nu-ți primești, îți nu ajungi la aceeași, nu mai scoatem și la uniformăm bunul imobil, da. Dar și eu costat și ridic adică prețul nu achit și gata. El politica trebuie făcut așa. Prețul inițial 1.000.000 de lei. Vine pe aceștia contul 10%. 100.000. Ridic prețul 10.000.000. Nu plătește 10.000.000 la primărie, dar 100.000 rămâne, că poate nu se întoarce. Comisia financiară nu mai lucrează, nu mai trebuie. Domnul primar, este legea numai, dacă... Nu e domnul Andrei încă, e încă nu-i publicat. Și este încă asta e lui. Nu-i publicat deci, nimic. Și legea. Deci vorbim. Care? Dacă participă în țară și ridica prețul și refuză, și pe urma două oară cineva vin la licitație și știe prieteni mai mici, ele sunt pe munceala, a fi obligat, ferin care și-au participat la licitație și s-au refuzat de suma, ei se plătează diferența, da. Nu e așa, nu e așa, nu e așa, asta de mult, ar fi normal să fie. Eu, de când m-am ușit, nu l-am deci este așa, persoana care nu a achitat și a câștigat el și nu a achitat, el nu are dreptul la bunul imobil așa la care a fost cuzitat, nu are dreptul doar să participe. Asta e. Soția, sora, mama, da. Tata, fielul și carmelie și participă. Dar cine a participat la primărie? La 80 și la admis. La tata la primărie? Nu. Fixa au fost. Fixa și cu Emil Oprea. Decizii pe întrebarea asta nu se e datorită la faptul că asta e de competență comisiei. Ei, dar eu am anunțat. Știm lucra să vă informați. Comisia de licitație, da? Da, comisia de licitație are dreptul să scoate repetat. Vă vom vă putea săptămâna viitoare. Cât ați cheltuit noi pentru formarea bună? Vremii jumate de lei, formarea bună imobilă, înregistrarea nouă de bot. Trei show-urile mi-am scot banii, zic. Nu. Prin aconturi? Prin aconturi? Două șouri? Nu. Ei, 1.000 de lei. 2.000, 2.000. Vedeți că se trebuie, trebuie să... Da, asta am vrut să trebuie. Azi terminăm ședința, domnule. Nu terminăm. Să ne informez ce acolo. Deci, terenurile acaparate, eu nu știu în comisie, am discutat. El... Da, popular spus așa. Dar să mai încercăm o cale ca alta nu, că noi în țara noastră e așa cum este. Eu am propus că să fie să angajăm un jurist care se ocupe și să atacem judecată lucrurile astea la toți agenții, la toți patru persoane, gând de patru. BDT, Ferraru, Ungureanu și cine mai este acolo. Neștiind cât mai sunt ești. Neștiind încă... Dar Comisia Administrativă nu are nică puternică. Deci țării de acaparare terenului se ocupă Inspectoratul Ecologic. La este ea. Dar Inspectorul vine, amendează și duși. Trebuie prin judecată, ca cum în Chișinău, doar vedeți cum e cu demolărie. Legislația e imperfectă în cazul dar. Ai pământ, au prins. La următoarea ședință trebuie făcut o analiză mai amplă. Eu am spus o analiză mai amplă. Da, ca informație. Mai să vedem și cercostenica, acaparare de teren, construcții și sunt procese verbale, sunt... Asta așa am menționat, domnule. Lasă așa mult, ca informație să fie. Dar cum vreți să angajați? Domnul secretar. Domnul secretar. Următoarea ședință înseamnă să-ți făcut informații. Eu aș pierde adevărat.
Nu știu, eu am propunere că de chemat în soțul oamenii ăștia, de văzut, de negociatul prietenii, nu am dispus să rup terenul și pasul terminat. Alte ieșiri nu ne-a sus pe tine. Păi până la următoarea ședință îți faci informație, că ai discutat cu dâns și eu. Trebuie chemat fiecare separat și negociat cât poate da el terenul și ala. Dispus la licitație de vândut omului și eu vă spun, pe 20 de metri și așa mai departe, ar fi mai bine. Da, nu mai e chiar așa. Deci, nu mai avem cereri. Scrieți-vă și până la următoarea. Am scris-o. Cereri nu mai sunt, da? Planul de activitate. Trecem la următoarea întrebare de ordine zi, cu privire la examinarea și aprobarea planului de activitate a Consiliului de Sfat pentru trimestrul 3 anului 2013. Planul este în fața dumneavoastră. Ați citit planul? Dacă aveți careva modificare. Către noua școlar 2013-2014, cu privire la examinarea și aprobarea planului de acțiuni culturale consacrate zilelor de 27 august, Ziua Independenței și 31 august, Sărbătoarea Limba Noastră, cu privire la situația social-economică a cetățenilor satului Vardar, să ne-ai formulat cam... privire la examinarea cererilor și demersurilor persoanelor fizice și juridice, privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului de Dezbatere fiind trimestrul 4, cred că, în 2013, o mică explicație referitor la situația social-economică. Spune raportora, sistem social. Acolo da, dar ce înseamnă situația social-economică? El și-a făcut o analiză, sfadă, nivelul de raia, situația socială a cetățenilor, că atare economic nu trebuie. Economic... nu trebuie. Dar cu care să zic? Nu trebuie sau n-a nu, dar și economic e normal. Spui cât să mă vede de însă. Dar noi nu știm. Vă declarați... După 31 vă rog frumos, haideți să vă spun este pentru a accepta planul de activitate a Consiliului Sătesc Bardar pentru trimestrul 3 anului 2013. Cine este pentru? Vă rog, dacă scriem limba noastră cea română. Sunteți de acord? Vă rog frumos, cine e pentru?